Bine ați venit la Muzeul Animat! Eu sunt Mihai Grăjdeanu, autor și profesor de benzi desenate. Împreună vom crea o bandă desenată inspirată după un exponat dintr-un muzeu. Haideți să vedem care este subiectul sau tema noastră. Personajul din cel de-al 10-lea episod este Teascul de la Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești. Aflat în localitatea Ștefănești, județul Argeș, acest muzeu ne vorbește despre două ocupații milenare, viticultura și pomicultura. Aici putem vizita 36 de gospodării grupate pe provincii istorice. Ne plimbăm pe ulițele unui sat și dăm ocol întregii țări. Muzeul are o colecție impresionantă de teascuri și linuri, începând de la teascurile mari cu urs folosite de țărani în vechime, care erau așezate direct pe dealul cu viță de vie, până la teascuri mici care erau folosite în gospodărie de fiecare țăran. Ursul este acel șurub foarte mare care presează strugurii. Astfel de instalații erau folosite și de către greci și romani încă din antichitate pentru a obține mustul. Acum ne pregătim să creăm banda desenată inspirată după teascul de la Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești. Folosim o hârtie A4 așezată pe orizontală, pentru că vom face o bandă desenată cu două casete sau două momente dintr-o poveste. Aceasta este schița, adică desene foarte simple. Iar pentru replici putem trasa linii ajutătoare acolo unde vom scrie. Și să avem în vedere că textele vor fi înconjurate de baloane. Puteți să vă gândiți la o poveste din imaginația voastră. Dar important este să aveți ca personaj principal exponatul nostru din muzeu. Bineînțeles, vă puteți inspira și din ceea ce vă arăt eu. Începem cu prima casetă din stânga. Vom desena mai întâi un trunchi în mijloc. Lângă, în partea stângă, desenez un om îmbrăcat în haine tradiționale. Facem mai întâi pălăria. După care continuăm cu capul, mai departe haina, îi facem gulerul și umerii. Ne întoarcem la cap să-i adăugăm detaliile, păr, urechi, ochi, nas și gură. Detaliem și pălăria. Personajul nostru are o vestă. Îi desenăm și mâneca de la cămașă. Să terminăm și vesta. Cealaltă mânecă. Acum palmele și degetele. La mijlocul lui, cămașa este strânsă cu un brâu. Cămașa continuă în partea de jos. Îi desenăm și picioarele, un pic îndoite de la genunchi. Mai avem de desenat încălțările și am finalizat primul personaj. Însă, nu el este personajul principal. Iată un nou personaj. Începem cu trunchiul, două linii șerpuite în sus.
Desenăm ochii, nasul și gura lui. Mai departe, voi desena un model de frunză. Este o frunză de viță de vie, pe care o vom desena de jur împrejurul feței. Fiecare poate adăuga frunzele unde consideră. Desenăm și o liană mică. Facem o liană mai lungă, care se duce spre trunchi. Iar omul parcă o ajută să se prindă. Desenăm liana în jurul trunchiului. Adăugăm și frunze cu cerchine. Ștergem modelul de frunză și mergem mai departe cu al doilea moment din poveste. Ne mai uităm un pic la schiță. Desenăm un oval în partea de sus, pe care îl continuăm cu două linii și le unim. După care adăugăm ochii. Aici apare și personajul principal de la muzeu, Teascul, care este alcătuit din mai multe componente. Mai adăugăm o componentă deasupra și o tijă care trece prin el. Adăugăm câteva linii ca un filet de șurub, care ajută la presarea strugurilor. Această tijă stă în centrul unui țarc cilindric făcut din lemne. Țarcul stă într-un cazan. Cazanul are 3 picioare. Desenăm și câțiva struguri în țarc ca să nu uităm de ei. Chiar dacă înainte te-ai introduce în țarc, boabele strugurilor sunt zdrobite pentru a fi mai ușor de presat. Dar mai putem desena strugurii ca să se vadă. Lângă tot ce am desenat, mai facem un țarc din lemn. Acesta este plin cu suc de la struguri. Strugurii presați s-au făcut suc, iar sucul se numește most. Mai avem un personaj de desenat, este cel din prima casetă, vița de vie. Ne desenăm modelul de frunză și începem. Totul este gata. După ce am terminat de desenat, colorăm personajele, colorăm și fundalul. Nu uitați să lăsăm spațiu pentru replici. Acum, haideți să ascultăm povestea în benzi desenate cu Teascul de la Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești. Pe curând și ne revedem la un nou episod din Muzeul Animat. Se spune că după ce Dumnezeu a creat arbuștii și pomii,
Aceștia s-au adunat și au început să se laude. Doar vița de vie stătea umilă într-un colț. Atunci a trecut un om și i s-a făcut milă de ea. A ridicat-o și a răsucit-o în jurul unui trunchi. Soarele i-a încălzit strugurii, iar boabele creșteau tot mai mari și mai zămoase. De atunci, vița ne oferă struguri și must. Nu mai fi tristă, te ajut eu să te ridici din țărână. Aaa, ce căldură plăcută! Parcă-mi vine să mă umflu în boabe. Nu mai fiți așa neghioabe, eu sunt plină de praf, iar frunzea abia mi-a tână într-o rână. Soarele blând ne-a mângâiat și ne-a dat gust. Iar eu încetul cu încetul voi face cel mai delicios must. Oi fi eu doar un arbust, dar am trunchiul foarte robust.